Salutare, prieteni, sunt eu, Terex, și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft Dinosaur Planet. Pe foarte multă vreme de când nu am mai postat un episod, iată-mă aici, undeva într-un tărâm necunoscut, habar n-am unde neaba sunt, am mers în linie dreaptă din direcția aia, acolo e casa, și am mers o puțin să explorez, așa, că am avut chef să explorez. O bună făcuță, hello! Apropo, am aflat ce sabia asta se vede așa de ciudat. Există o textură specială pentru modul ăsta, care face lucrurile astea mult mai bine. O să o caut pe episodul ăsta dacă mi-aduc aminte. Ei bine, oameni buni, de ce stau și mă uit în direcția? Oare uite ce pădure frumoasă acolo, numai lemn alb, uite, numai lemn alb e, frate, pădurea asta. Vreau să vă arăt ceva ce am găsit în spatele meu în timp ce exploram. Mă plimbam pe aici ca fraia și am văzut căluțe ăștia, am fost atras de căluțe ăștia frumoși, vedeți? Și dintr-o dată am văzut asta. Ta-ta-ta! Ce-i asta, oameni buni? Arată ca un cap de ăla de văștiri pe insula Paștelui, o căpățână de aureașă pe insula Paștelui. Dar asta e puțin mai ieșită în afară și un material ciudat, nu e nisip. Abar n-am ce naiba, eu o să traversez chiar acum să văd ce. Uite acolo o mină, ceva, o peșteră. Dar nu aia ne interesează. O secundă, să ne punem noi căscuța de exploratori și haide să pornim. Mă atrage chestia asta. Uite încă o gaură acolo. Hello, cineva acasă? Hai să punem așa o torță. Merge în jos, ok, e o peșteră adâncă. Am găsit fosila. Unde-i târnăcopul ăla frumos? Ok. Târnăcopul ăla frumos. Lol. Un târnăcop trebuie să fie frumos? Mă gândesc că da. Dacă e din diamond e frumos. Dacă e din aur e prețios. Am găsit și fiere, ești nebun. Ok, deci ne-am dus după una și am găsit alta. E, bine, că și fosile căutam. Eram și în căutare de peșteri noi și de fosile și de chestii de genul. Dar am găsit și niște iron și nu e bine să-l irosim. Dă și fosile asta încoa. Mai sunt fosile aici aparent. Ok. Adă-le, bă, sunt cu apă, toate nu-i problemă. Încă una. Băi, ești nebun. Mai e ceva aici? Stai că nu văd. Poc, am pus o torță. Uite încă o fosilă. Ok. Era un os, nu contează. Dar, în fine, hai să terminăm cu exploratul și cu astea. Am găsit ceva fosile. Bun, niște arân și am găsit chestia asta, frate. Ce Dumnezeu e asta? Poți să-ți arată mișto și ce material ăsta, dude? Ok, mă gândesc, poți să... Ia să vedem ce e asta. Ancient Stone. Ancient Stone, uite ce mișto arată. Ok, o punem la loc. Poate ceva blestemat, cine știe, în viv dracu vreun zeu ceva. Asta ce naiba e? Ancient Stone Brick. Ok. Și are ceva în cap, frate. Te vedeți, are ca o căciuliță în cap, aia ce naiba o fi. Vreau să aflu. Ia să luăm niște dirt. Hai să luăm câteva bucăți de dirt și să ne urcăm acolo. Fiindcă na, Terex pleacă fără blocuri la aer în expediție și chestii de genul. Nu e bine să pleci fără blocuri atunci când te duci să explorezi. Ok. Uite, dirt aici. Ia uite, mă, aveam cobblestone la mine, fiar să fie, aveam blocuri. Sunt un atărău. Una, două, trei, așa, urcăm până aici. Și din nou până aici. Hai să vedem ce naiba blocuri sunt astea, frate. Uite tipul noi de blocuri. Bă, poți să-ți scrie o statuie chiar reușită. Chiar foarte mișto. Asta ce e? Asta e clay de la obișnuit, ok. Ok, dar sunt curios, chestia asta ascunde ceva sau e doar așa de fațadă? Adică, pe insula Paștiu s-a descoperit că statuile alea, capetele alea așa, de fapt au corpuri îngropate sub pământ, frate, pe mine să credeți. Deci, bănuiesc că și asta ar trebui să aibă ceva îngropat sub ea. Sau are vreo intrare secretă? Asta arată ca o cioacă. La ce stăm e gândul la ora asta? Asta înseamnă cu un omuleț, se ascunde ceva în interior sau... Nu, apare nimic, nu e nici așa un portal spre altă lume, gen. Ia să vedem, cum naiba reparăm asta, cum era. Am stricat statuia și nu mai știu cum venea. Upsi. Ia să vedem ce blocuri de-astea avem la noi, vreau să o repar, vreau să o fac înapoi cum era. Cred că asta era aici. Hei! Nu acolo. În fine, am stricat-o, acum nu mai știu cum să o mai fac la loc. Ok, asta venea așa. Asta venea așa. Ala e, asta venea așa. Aparent, asta nu ascunde nimic. M-a așteptat să fie și ceva mai surprinzător, gen, să ascunde ceva. Dar mă gândesc dacă a găsit o construcție, o să găsim mai multe chestii. Ceva sub nisip, probabil. Ia să vedem, avem ceva sub nisip, oare? Prastă idee. Nope. Hai să punem nisipul la loc. Popam. Înapoi cu nisipul, aparent o să mor și de foame dacă nu stai atent. Dar da, am găsit chestia asta super, super șmecheră, oameni buni, care habar n-am cine abia, o statuie foarte reușită, pot să zic.
Hai să-i facem și o poză pentru thumbnail, ia să vedem cum putem să facem poza. Trebuie să mă duc mai departe. Așa, no, așa. Ok, așa. Hai să-i facem o poză. Zâmbește! Ok, asta s-a făcut poza? S-a făcut poza, excelent. Asta este thumbnail-ul nostru, oameni buni. Dar ce naiba e asta, mă întreb oare? Și ce ascunde? Uite acolo, insuliță, ceva. N-am mai găsit nimic în jurul ei, gen, uite, ia să ne mai uităm pe aici, poate cine știe, mai e ceva. Floarea soarelui, cred că în direcția ei soarele, nu știu, l-am dezactivat, fiindcă mă chiorște de tot, am găsit niște vaci. Ce acolo? Niște căluți. Aici, nimic. O, uite, căluți negri cu pete albe, ce mișto. Asta e cam tot ce am găsit, asta am vrut să vă arăt și vouă, ceva super interesant. Mi-am petrecut 5 minute cercetând chestia, foarte interesant. Oh! Opa, ce e aici? Să stau cu știftul frumos. Opa. Op! Oh my god. Nu mă ține știftul deloc. Îmi trebuie tastatură nouă. Dubios. Dar uite, văd acolo, lavă. Deci ar trebui să fie diamante în prăpastia asta sau ce-o fie. În ce direcție era casa parcă? Am zis că am venit în linie dreaptă dincolo. Trebuie să trec de pădurea asta deasă. De fapt, pădure în puii mei, trec de pădure. O iau pe lângă ea, o colesc. Calul intră în pădure, tâgâdâm, tâgâdâm. T-Rex intră în pădure, tâgâdâm, tâgâdâm. Ei bine, T-Rex trece pe lângă pădure, tâgâdâm, tâgâdâm. Ok. Hai să ne întoarcem înapoi acasă să cercetăm fosilele astea noi de le-am găsit. Să vedem ce conținut. Văd acolo stâlpul nostru de dirt și acolo acoperișul căsuței. Ups. E puțin lag. De când am mai intrat în Minecraft, a început să facă joc cu figuri cu mine. Hai să vedem ce conțin fosilele astea, frate. Poate găsim ceva nou. Am făcut pe zi peretele ăsta de dirt, motivul simplu din care vreau să fac un șans cu apă în jurul casei, știi? Deci vreau să umplu toată chestia asta cu apă. Mi-a trecut mie așa, până cap. Ce mi-o arde și mie pe la orele astea, pe la zilele astea mele. Sunt bătrân, oameni buni, ok? Punem astea acolo, oasele astea le punem și pe ele aici. Mai facem niște bone meal cândva. Hai să punem și fiarele astea la zi. Uite, mai aveam aici niște fier, lasă-l acolo, aici ce avem? O, aici avem niște gold, am niște mâncare nefăcută. Ok, uite, am niște chesturi, și de când căutam niște chesturi, am cam niște chesturi într-un chest, dar nu știam unde mai exact. Hai să punem astea frumos așa. Și hai să-l umplem cu cioroboale pe care le avem. Crafting table-ul păstrez la mine totuși. Dă orice eventualitate, nu să știe când ai nevoie. Asta păstrăm, asta păstrăm. Tunecopul ăsta îl punem. Uite, ăsta era deja folosit, l-am luat pe la puș, l-am stricat și pe el. În fine. Blocurile să păstrăm. Eu aveam blocuri în hotbar la naiba. Pune și astea acolo și asta și asta și asta. Uite, aveam și lopata la mine. Frate, câte chestii aveam la mine. Vai de capul meu. Asta o punem aici. Cărbune, hai să lăsăm jumătate acasă. De ce nu? Ia să vedem. Punem asta frumos așa. Unelte. Bun. Sabia, hai să folosim pe asta până să stric, asta o punem frumos acolo. Excelent, gata, uite ce frumos ne-am aranjat inventarul. Să face și noapte, hai să dormim. Și mă gândeam, uite cât de mari s-au făcut indivizii ăștia, trebuie să le facem și lor ceva, un habitat, ceva. Oh my god. Glitch nenorocit. În fine, hai să vedem. Ia să vedem ce ne-a adus nou analyzerul ăsta. Ce asta? Fossilized Deformed Sea sau ceva, habar nu am. Gravel! Sand, excelent, și asta e. Holy crap! Tyrannosaurus DNA! ADN de T-Rex, oameni buni! Hell yeah! Avem ADN de T-Rex! Uite, mai avem și niște iron. Hai să punem ironul ăsta aici. Luăm acest minunat ADN de T-Rex și îl punem aici. Oh my god, ADN de T-Rex! Yay! Mascota canalului este și Minecraft. Ura! Aventura, strigați ura. Ok. Hai să punem ironul ăsta aici. Uite cât de mult iron avem, frate. Excelent. Stai, ce vreau să fac? Ah, da, vreau să bag asta aici. Up. Lăsăm acolo. Arătem cu Adoris. Fă-te și tu utilă cu ceva. Nu o să-l creăm astăzi, oameni buni. O să-l păstrăm pentru un episod mai special. Deocamdată vreau să-i fac... Habar n-am cui să-i fac lui Tweety sau lui Dailo prima dată. Am zis că Tweety mai stă cu mine în casă. Deci, pe Tweety aș putea să-l mai țin puțin. Adică mie drag, îmi place de el. Am putea să-l mutăm pe Poison de aici.
Care stă să uită pe fereastră. Cred că el vrea sigur afară, frate. Deci el vrea sigur. Uitați-vă la fața lui. Chiar mă implor. Uitați-vă la ochii ăștia de șarpe. Mă imploră să-l dau afară și pe el. Deci hai să-i face lui ăsta, lui Poison, un habitat special. Habar n-am de ce naiba am nevoie ca să fac chestia asta. Ups. Ia să vedem. Ce am putea noi să facem lui Poison? Cum am putea să facem noi lui Poison? Deci am putea să luăm asta în primul rând. Nu, stai că avem cam văzut. Hai să luăm ceva mai mult. O să iau și asta. De la Crăciun. Ok, ce am mai putea noi să mai luăm? Aș putea să pun niște copaci, nu dintre ăștia. Ce aș putea să mai pun în habitat acolo? Vreau să iau ceva să fac un gărduleț. Gărduleț. Nu avem lemn, aia e o problemă. A, uite aici avem niște gard, ok. Bun. Asta ce e? Să zi. Nisip? Bun, ce am mai putea noi să folosim? Deocamdată asta. Hai să începem să construim, oameni buni. Tu, domnule T-Rex, fă-te acolo. Domnule T-Rex, habar n-am dacă e un domn T-Rex sau o doamnă T-Rex. În fine. Ia să unde am putea noi să-i facem lui Poison un habitat? Un țarc, o cușcă specială mai pentru el. Am putea să facem în dreptul cuștii cu el vără, dar mie să nu reacționeze că am urât la micuțul nostru sau robot. A, uite-l cum vine la mine, frate. Hello! Vrea să ne salute. Uite cât de drăguț e. Oh, ce faci tu? Ce faci tu? Ai crescut? Te-ai făcut mare. Uite și pe Troy, vine, uite să plimbi, uite și băieți cu minți, uite și să înțeleg ei acolo. Ok. Fiți cu minți, mă, nu vă certați. Uite ce moartă a făcut Triceratopsul. Ia să vedem. Undeva, dacă mă mai depărtez mult, ar putea să-i fac habitat acolo în pădure. Bun, ia să vedem. Nu e terenul drept, nu e loc bun ca să faci un habitat, un țarc pentru un dinozaur. Ia să vedem. Am putea să facem chiar aici, de ce nu? Hai să vedem. Deci așa. O să începem așa cu un rând de cobblestone. Ups, am zis cu un rând, nu cu două. Nu mă ascultă cobblestone-ul. O să începem așa cu un rând de cobblestone. Nu o să facem prea mare țarc, ăsta fiindcă e un singur dilofozaur și un dilofozaur nu crește foarte mult. 2 metri înălțime și vreo 5 metri lungime, cam așa ceva. 5 metri jumate lungime. Ok, ia să vedem. Ups. Așa, up. Să mișcă puțin sacadat, dar nu înțeleg de ce. 60 de frame, 60 de frame merge jocul, dar să mișcă puțin sacadat. Cred că trebuie să fac vreun update de la Java sau ceva. Cred că m-am dus cam mult, ia, hai să mai taie din ele de ledre. Așa. Acum o luăm încoace, ups. Acum o luăm încoace, la naiba iarbă prea mult aici. Iarba, dușmanul meu numărul 1. Așa, și acum o luăm așa. Va trebui să-i facem o poartă lui Poison, ia să vedem. Cât de lungă e chestia asta până la urmă? Deci are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci o să fie de 2. 1, 2, 3, 4, 5. Aici și aici va fi intrare. Deci ia să vedem. Trebuie să fie și aici tot 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfect. Aici o să fie intrarea. E puțin ca în ciungă așa intrarea, dar merge. De fapt, hai să o îndreptăm puțin. Ia. Hai să îndreptăm intrarea, oameni buni. Sparge puțin din dartul ăsta. Mi-a lăsat lopata acasă ca nătăflețul, iarăși. He, cap îmi trebuie. Cap aminte ce mai trebuie de fapt. Așa. Să nivelăm puțin, de ce nu? Unde am zis eu, deci aici trebuie să fie două, perfect. Mai punem una așa ca să arate bine, punem și în partea la fel. Una ca să arate bine. Nu o să aibă nevoie el de iarbă aici, dacă are nevoie de iarbă o să-i pun eu. Bă, acum mi se pare ca mic habitatul ăsta. Ne, nu e perfect. O să facem niște stâlpi, una, două, trei, gen așa. Am eu o idee cum să fac chestia asta, ceva mi-a zis să le fac frumos așa în pământ, cum e în Jurassic Park, gen. Îmi place ideea individului, chiar îmi place, e o idee tare. Dar o să facem asta dinozaurii mai mari. La ăștia mici nu are rost să facem așa ceva, din cauza că... Da, sunt micuți, frate, și trebuie să-i vezi. O să facem asta dinozaurii mari. O să iasă asta cea mai handicapată cușcă pe care am făcut-o vreodată în viața mea, dar... Aia e, riscurile meseriei. Știți ce? Mă duc să iau lopată, vreau să nivelez zona asta puțin, fiindcă o să arate urât. Deci, sincer, o să arate chiar oribil. Dacă fac acum, dacă continui acum, o să regret. Și mai bine mă opresc. Iau o lopățică. Aparent, tastatura asta trebuie schimbată cu totul, frate, nu mă mai ține niciun fel de tastă. Când dau space, câteodată nu merge. Aie, și-a trei, trei, și-a mâncat mă la aia, să luăm lopata asta. Hai să mai facem una, că se duce naibii. Nu mai am bețe, știu că aveam bețe pe aici.
Hai te bețe, le-am aruncat. Așa, hai să mai facem o lopățică. Și cu ocazia asta, hai să mai luăm niște cobblestone, fiindcă sigur nu o să-mi ajungă. Uite ce, niște cobblestone. Bun, hai să mergem. Ne punem pe treabă. Construim din greu, muncim. De ce am făcut eu cușca așa de departe, Dumnezeu știe. Bună băieții, bună fetițele, ce faceți? Vă distrați? Să nu faceți o prostie că v-am ars. Hai să dăm asta la parte. Deci o să rămân așa în interior, eu vreau decât să o mai îngrop puțin. Deci hai să spargem asta, deci să o dăm la o parte. Construiești după aia, dă-o la o parte, frate, fiindcă, na, nu pot să mă decid, nu pot să mă decid, aia e problema, nu pot să mă decid, o să las asta pe colț aici ca să știu până unde să vin cu cușca. O să spargem asta până cam aici, ok. Acum hai să săpăm asta, frumos, de jur împrejur. Așa. Iar acum hai să spargem și asta. Uop. O să dureze ceva, da, să merită, la final o să se merită, o să vedeți. O să arate bine totul, vă promit. Așa. Ups, lag, să teleportează blocurile înapoi, fie erați voi să fiți de blocuri. Da, Java Routine, nu știu ce, necesită update. Excelent. Anunțăm acum, după 1.000.000 de ani, după ce am început episodul. Ia să vedem, să pun și asta. Și acum nu mai avem decât să umplem totul cu cobblestone. Da, hai să facem și asta. Așa. Punem asta așa frumos. O să arate nemaipomenit cușca asta, frate. O să fie una dintre cele mai reușite ale mele. Nu înțeleg ce folosesc cobblestone, dar zic o carte destul de bine. Tenta rece pentru un prădător cu sânge rece. Hai să mă stau, parcă n-arată bine. Bun. Și uitați-vă cât de frumos arată totul nivelat și drept. Așa. Ia să vedem. Una, două. Nu știu cum să fac intrarea, poarta, ai chestia. Da, o să o dezlușim noi mai târziu. Deocamdată hai să tenăm așa conturul. Și într-o să pun gărduleț, frate, într-o să pun gărduleț. No, mă gândeam să pun bare de metal, de fier, știi? Dar am zis hai să pun gard totuși. Fiindcă gardul e mai economic, adică e lemn, frate. O, bine că am luat mai mult cobblestone la mine. Uite, acum nu ne mai ajungea. Așa, punem asta acolo. Și continuăm. Ups. Ala e. Asta încoace așa. Arată bine. Nu cred că poate să sară peste asta, n-are cum. Ideea e că nu o să mi-ajungă gardul. De asta ar fi o problemă. Gardul nu mi-ajunge. Nu-i nimic, pădurea e lângă noi. Ups. Dar ce am făcut eu asta? Bă, dar ce are bă topor ăsta de nu tai bine? Bă, dar ce are bă topor ăsta de nu tai bine? Păi dacă eu folosesc lopata în loc de topor, cum naiba? Așa. Uop, hai că ne-a ajuns până aici. Așa și așa. Încă 3 în partea asta. Bun. Punem restul cea. Ok. Păi trebuie să ne culcăm iarăși și după aia trebuie să mergem să tăiem pădurea. Hai să mergem acasica să dormim. Casă dulce, casă fiind sperte. Băi, eu trebuie să verific podul ăla. Nu știu, am verificat podul până acum, sau să fi spawnat mob acolo. Dar n-are cu care să spawnat, nu mai putea... Ai frate, serios, cât de noapte trebuie să fie afară? Uite, s-a înserat. Mă culc o dată cu găinile, haide, lasă-mă să mă culc. Știi, Minecraft-ul ăsta trebuie să te fi lăsat să dormi când vrei tu, gen. Dacă vrei să dormi ziua, să-ți facă noapte și dacă vrei să dormi așa noaptea de înserat, când se înserează, te scol dis de dimineață, fiindcă ești lucrător. Bun, o să avem nevoie de puțin lemnișor, ia să vrem. Mai întâi, hai să luăm pe poison de aici. Nu mai știu ce ordin avea. Bone sau stick? O să încercăm cu bățul. No, aparent era os, ia să vedem, ne trebuie un oșcior. Bă, să țin minte, să țin câteva chestii astea după mine mereu. Gen cum e osul ăsta. Avem topor? Hai că avem un topor, sper să ne țină. Follow me! Urmează-mă, haide! No, 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 Doris, no, no! Nu fi proastă, no! Treaba ta, tu mori, nu mor eu. După mine! După mine, dai, las-o pe Doris în pace! Hai să mergem puțin mai... Apropo, e gata asta? Oh, e gata, Tyrannosaurus Rex Egg! Pare că nu mă urmează. Dep, nu vrea să vină după mine. Păi nu-i problemă, știi ce? Avem un lead. Avem un lead și uite la asta, la asta o să ne folosească nouă lead-ul foarte mult.
Fiindcă modul ăsta e puțin bugui și dinozaurii nu vor să te urmeze când le dai follow. Dar mulțumită acestei invenții geniale numită lead, putem să tragem acest dinozaur de pe noi. Haide băi, vină cu a... Așa. Te-ai blocat în ușă? Nu spune că... Oh my god, cât de grasie. Hai mă, așa, bun. Închidem ușa să nu iasă Doris, că o pierdem, fiindcă n-avem name tag pentru ea. Și tu vină cu a ce după mine, haide. Nu vă uitați la mine, oameni buni, am ieșit de la plimbare cu dinozaurul meu, cu dilofozaurul meu, ceva complet normal, în timp ce alții ies cu cățelul la plimbare, eu ies cu dilofozaurul. T-Rex 2017, haide. Asta este noua ta casă de acum încolo. Sper să-ți placă, sper să te acomodezi bine. Dă-mi lead înapoi, dă-mi lead înapoi. Bă, tu ești pămpălă, dă-mi lead înapoi, așa. Hai să-i dăm order stay, fiindcă nu vreau să mă trezesc cu el pe mine. Wonder stay. Și o să lucrăm cu el aici, el o să ne ține companie în timp ce lucrăm. Îți place? O, bă, că nu-i terminată, stai liniștit. Chill, calm. Ok, ne trebuie topor, avem nevoie de topor. Nu top, târnăcop, topor. Tot cu tâie, dar tai mai bine lemnul ăsta. Hai să stricăm pădurea, oameni buni, din nou. A trebuit să o și replantez la loc, dar mi-e mult prea lene. Și când o să mai există pădure aici, o să fiu ceva de gen... Cine-i dobitoc cu care te-a toată pădurea asta și n-a mai plantat-o înapoi? Și atunci o să stau să mă gândesc, oh, da, stai, eu am făcut asta. Bun. Poate nu-i frumos de pe margine, așa, o radem puțin câte puțin. Îi luăm vârfurile. Jos și cu copacul ăsta. Nu știu, cât lemn aș avea nevoie, nu cred că am nevoie de foarte mult lemn să fac niște bucăți de gard. Hai să luăm copacul ăsta. Așa. Uop, sus. Mi se pare că e destul de înalt. Nu, e foarte pitic copacul ăsta. Bun, copacul pitic. Uite, asta e puțin mai înalt. E ori e puțin mai înalt, ori e puțin mai chel decât ai lat și mi se pare mie puțin mai înalt, da? Ups. Ia, zi, cât lemn avem? Ținând cont că îl face numai bețe tot. Deci, ținând cont că îl face numai bețe. Da, ne ajunge, e perfect. Cred că o să rămânem și cu ceva în plus. O să facem și o portiță, ceva de genul. Mă gândeam să pun niște uși metalice sau știu și eu. Fiindcă n-ai un prădător, e vorace, e feroce, e periculos. Trebuie să-i punem ceva să protejăm oamenii. Hai să punem asta așa. Bup. Și facem garduri. Frate, metoda asta de a face garde mult mai economică față de cea de 1.8. În care acolo, pur și simplu, frate, folosea la lemn în prostie. Ups. Dăm bețele înapoi. Dăm bețele înapoi, le-am furat pe mod cinstit. Pun asta așa frumos. Uop. Uite cât bine arată, pot să trec aici? Pot. De ce n-aș putea? Ia să vedem. Tup. Pune și asta așa. O să mă sechestrez aici cu el. Aveam topor la mine. Ok. N-am mai confundat topor cu lopată de data asta. Uop. Aparent totul e înconjurat. Nu mai avem decât să punem așa pe aici. Textura asta face gardul să arate mult mai bine. Chiar îmi place cum arată. E așa mai neted, e mai, știu și eu, e mai pătrat. E mai Minecraft așa. Ne mai trebuie gard. Taci mă de gură, mai sâsâi la mine, nu vezi că lucrez. Lag. Excelent, cred că ne mai trebuie lemn. Oh, nu uite, avem aici. Opa, așa. Da bă, bețele înapoi, mă, nu mai fura bețele, mă, că nu-i frumos să furi. Nu-i frumos să furi, dar am furat pădurea. De fapt, pădurea îmi aparține de drept, nu? Sunt 100% sigur că am făcut în bețele alea, am făcut gar, frate. Ce naiba s-a întâmplat? S-au transformat înapoi în bețe, what? E, uite, acum rămâneți gărduleți, așa. Uop. Hai să punem astea frumos. Ăla-i, oameni buni. Perfecto. Uite, sunt unite. Mi se părea mie că nu sunt unite așa, gen, știi? Iar acum am putea să facem... ne mai trebuie niște bucăți de lemn ca să facem o portiță aici, gen, să lăsăm pe nebunul ăsta să fie și el wonder. Ne mai trebuie un... Ce e aia? Un copac care a crescut acolo. La atac! This is Sparta, copacule! De, jos cu tine, avem nevoie de lemnul ăsta. Ala e, ne-am făcut roșii de lemn, putem să facem portița și să finisăm această minunată cușcă. Dinozaurii ăștia cresc văzând cu ochii, frate. Dar ce iau osul mereu? Am ceva cu oasele.
Asta așa. Cred că așa se făcea poartă. Nu, era invers. Era invers. Așa era. Ok. Oh, am nevoie de mai multă. Ok. Ia să vedem. Facem așa. Mai facem niște bețișoare. Punem asta așa. Unde-s bețele alea? Mi-a văzut ceva bețele? Uite-le aici. Uop. Să las oare așa. Arată cam nesigur. Dacă bag ceva mâna și-l mușcă Dailo. Nu, no, Dailo nu mușcă, e băiat cu minte. Sau fată cu minte, nu mi-aduc aminte ce era. Stai, ne mai trebuie bețe. Bun, punem asta așa. Asta așa și ala e. Mai punem o dată. Stai cu știftul așa. Și așa. Bun, uite ce frumos. Frumos și natural, arată bine, parcă la pușcărie săracu. Iar acum, Wonder. Wonder, stai acolo, da? Nu mă atace, ești beat cu minte. Hai să facem ceva cu frunzele astea, mă gândeam să fac ceva cu frunze pe aici. Dar mie că dacă pun două frunze astea așa, una peste alta, sare și fuge. Băi, chiar pitic, băi, uite, chiar pitic, adică mă așteptam să fie mai înalt gen. Dă-te jos. Dă-te jos că vreau să-ți fac ceva frumos aici. De fapt, nici eu nu știu ce vreau să fac, dar o să fac. De fapt, mai am lopată, aș fi săpat și chestia asta până la urmă, asta e așa. Stați puțin, oameni buni. Ups. O să fac și o lopățică, o să sap toată chestia asta de interior. A, nu uite, aveam lopată. Deschid portițele astea, eu mă încurc în ele, fiera mama lor, a naibii. Nu te uita cu ochii așa la mine. Eu fac spre binele tău, Poison. Să nu mă scuipi în față, da? Nerecunoscător mic ce ești. Bun, săpăm și chestia asta. Ups, 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 ups. Să teleportează blocurile și eu odată cu ele. Poison, fii atent acelea că te uite ce-ți fac eu ție. Uite, vezi? Poate dau cu lopata în el și mă atacă. Atât am trebuit să mai... să fiu închis cu fiara asta. Pățesc ca Dennis Nedim, mă scui pe ăsta fix în ochi. Și după aia mă mănâncă de viu. Waaa! What? Ce naiba se întâmplă? Frate, urăsc când se teleportează blocurile. Am închis și Steam-ul chiar ca să nu mai... să nu fure viteza la Nedgen sau să n-am probleme sau să nu mai dea ceva mesaje. Dacă nu, dacă uiți să opresc notificările, măcar Steam-ul să-l opresc sau mai primesc notificări în timpul filmării. Bun. În timpul marilor filmare al Terex o să-i facem aici ceva frumos, ia să vedem. Uop. Uop. Habar n-am ce naiba o să fie porcăria asta, dar sper să iasă ceva frumos, eu așa mă gândesc, o să fie ceva frumos, gen. Fii atent ce-ți fac eu ție aici. Deci ești atent, da? Uite-te atent. Ca poate să fac și la ceilalți dinozauri și... ia să vedem. Nu știu dacă am destul de frunze să fac asta. Sper să nu poată să sară de aici, da? Sper să fie capabil de așa ceva. Nu cred că e atât de deștept. Sau e? Nu mai sâsâi la mine, te rog frumos. Te rog frumos să nu mai sâsâi. O să pun asta așa, bun. Ia să vedem noi. O să arate puțin cam ciudat. Vreau să-i fac așa o peșteră de frunze, ce știi? Dar arată mai multă porcărie, după părerea mea. Da. Ia, măcar mi-au ajuns frunzele. Uite, arată destul de bine. Adă fața aia încoace. Adă fața aia venoasă încoa. Vine după mine? Păi, apare nu vine. Ia stați așa, unde e osul ăla? Am nevoie de asta. Stay, follow. Hai că să facem noapte și mă mănâncă carcalacii. Nu, nu te culca, uite aici te culci. Oh, uite, a venit după mine, excelent. Nu, stai înăuntru, stai înăuntru. Ia să vedem. Wonder. Treci înăuntru. Sper să nu te glici și să mor pe aici, da? Oh, uite, îi place. Uite cât de drăguț e, frate, îi place. Foarte frumos. Te culci? Te culci acum? Haide, culcă-te pentru noi. Oh, stai să pun niște torțe. Doamne ferește, să nu se spawneze mobi aici cu el. O să punem niște torțe săracului Dailo. S-a culcat. Uite cât de degut. Oh my god. Cât de tare. Uop, pune și asta așa. Pe frunze știu că nu pot să pun, deci o să pun așa în colțuri. Ia să vedem. Hai că se înserează, mă prind naibii carcalaci pe aici. Și punem una așa frumos în mijloc și o luminiță de veche pentru... Oh, uite cât de frumos. S-a culcat în culcușul lui. Oh, dude, cât de drăguț.
Acum azi ne cărăm naibii aici. Apropo, vreau crafting table, dar până o să dați crafting table-ul meu. Și acum bagă marea casă. Dar sau cam dus 3 de minute, așa că o să închid și acest episod aici, oameni buni. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați în caz că nu ați făcut-o. Și noi o să ne vedem ca de obicei data viitoare. Pa, pa!